Suspiciuni de toxinfecție alimentară la un hotel din stațiunea Mamaia, 15 turiști, între care și 3 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au început să se simtă rău. DSP Constanța a început o anchetă epidemiologică, iar ANPC a decis închiderea blocului alimentar al hotelului. Prima alertă a fost dată aseară după ora 18. O familie cu un copil de 4 ani a sunat la 112 plângându-se de vărsături și scaune diareice. Două ambulanțe au ajuns la fața locului și le-au acordat primul ajutor. Părinții au spus medicilor că au mâncat la hotel doar micul dejun și apoi prânzul în stațiune. Vreo 2-3 felii de Kaiser, 3 cremvuși, niște muștar, 2 pahare de suc, unul de vișine și unul de portocale, niște tălămia care era foarte bună, cașcaval, omletă. În timp ce echipajele medicale începeau tratamentul, la 112 s-a solicitat ajutor de la același hotel pentru alte 8 persoane cu aceleași simptome. Fiind la caz, a venit încă un apel pe 112 la aceeași locație, acolo unde alte 5 persoane prezentau aceeași simptomatologie, fiind alocate în sprijin echipajul de terapie intensivă mobilă și autospeciala pentru transport personal și victime multiple. Pe durata triajului au mai fost identificați și alți turiști cu stare de rău, în total 15 persoane. 3 adulți și 2 copii au fost transportați la Spitalul Județean Constanța. Ceilalți 10, un copil și 9 adulți, au primit îngrijiri medicale la hotel. Direcția de Sănătate Publică și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară au început anchete separate la hotelul din Mamaia. Au fost aseară inspectori din cadrul serviciului de control, au prelevat probe, sunt în laborator acum, și de alimente și apă. Facem ancheta și vom vedea ce o să iasă. În data de 13.07.2024, unitatea respectivă a avut primul control de la Direcția Sanitar-Veterinară, unde s-au găsit deficiențe de igienă și unitatea a fost sancționată cu o amendă de 10.000 de roni. Faptul că dânsul nu a luat în seamă recomandările noastre, unitatea a fost, i s-a emis ordonanță de interzicere a activității și s-a amendat din nou cu o amendă de 10.000 de roni. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au dispus închiderea temporară a blocului alimentar, a 6 camere din hotel și a locului de joacă. Administratorul a fost amendat cu 15.000 de lei. Ancheta este în plină desfășurare.